Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent, Descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Berbec, astăzi vom face Berbec pentru săptămâna 1-7 ianuarie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, folosiți-l înțelept. Vă mulțumesc și să vedem! Dragul meu Berbec, ce vine către tine la început de an 1 ianuarie 2024 Berbec Pajul de foc anul începe cu deblocarea energiilor 10 de pământ și 7 de aer aici este un blocaj cineva care sabotează un plan al vostru, dar din care ieșiți, orice v-ar fi îngreunat parcursul existenței, plecați mai departe, dragilor. Un an în care vă luați avânt. Aici aveți cartea voastră, aveți împăratul, aveți șapte și trei de aer. Ați avut momente în care ați fost rădați sau în care lucrurile nu au ieșit așa cum v-ați dorit. Dar se deblochează tot planul material la Berbec. Începeți anul frumos din punct de vedere material. Aici este pajul de foc, este o deblocare a tuturor energiilor, lăsând în urmă, la lună plină, toate aceste săbii, comunicare deficitară, minciuni, trădări. Se închide odată pentru totdeauna. Aici aveți împăratul, voi sunteți. Îștigători. Împăratul este structură și disciplină, organizare bună, ați ieșit în propria citire, iar aici este carul, vă îndreptați către ceva frumos, total diferit de ce ați trăit până acum. Energia care încununează întreaga citire este trei bute. este plecarea din orice energie joasă și mergerea către abundență. Aici este și un cavaler de pământ. Este posibil către voi să se îndrepte repede, să vină de peste mări și țări o persoană. O persoană care poate fi tot în zodie de foc sau o persoană care poate fi în zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn sau rac. O persoană care vine către voi să completeze acest tablou. Clasic. A fost multă tristețe, a fost trădare, au fost abandonuri aici, lucruri care nu ar fi trebuit, spuse lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple și pe care le-ați trăit, dar voi ați rămas aici în picioare. Ați rămas demni și începeți anul nou frumos în propria voastră viață, sunteți bine chiar dacă în aceste momente vă gândiți cu nostalgie la timpurile trecute, voi vă îndreptați aici către un mare câștig financiar, vă îndreptați către o familie stabilă, către o familie fericită. Dacă această persoană de departe încă nu a venit, poate va trimis un mesaj, poate veți primi urări de la această persoană, dar această persoană în acest an va veni către voi, cum am zis un rac un berbec sau o persoană în zodie de pământ, total diferită de ce ați trăit până acum. 3 și 7 de spade este o trădare, este o plecare fără să fiți anunțați, este un ghinion pe care l-ați trăit în anul pe care l-ați lăsat în urmă. Citirea începe cu acest paș de foc, se deblochează toate energiile, este posibil să vă mutați în acest an sau să faceți o călătorie scurtă. Aici, cineva de la depărtare vine către voi sau vă declară iubirea prin mesaje sau vine către voi anunțându-vă în prealabil. O persoană care Dorește stabilitate, o persoană care știe ce vă doriți, voi cu adevărat. Vă aici vi se deblochează toate planurile, mai ales cel financiar, pentru că știți cine sunteți, pentru că știți cine ați devenit și pentru că vă doriți acest lucru. Cartea Carului anunță succes pe toate planurile, anunță victorie în propria voastră viață. Începeți anul foarte frumos, este cifra 7. Acest card are cifra 7. Este o cifră magică, este cifra lui Dumnezeu, este cifra anului care tocmai s-a încheiat. Voi acum mergeți și mergeți fără aceste energii joase într-un nou într an. Cu fruntea descrețită, fără aceste comunicări de joasă vibrație, fără aceste lucruri care v-au îngreunat parcursul. Aici sunteți eliberați, persoane care v-ați eliberat de niște greutăți și ați deblocat planul financiar. Deblocând planul financiar, abundența vine pe toate planurile. Aici este călătoria sufletului vostru. Sunt două corăbii. Ceva vine către voi sau voi vă îndreptați către ceva frumos. Aici este un rege de foc. Poate fi cântecul Sufletului vostru. Puteți fi voi. Aveți și Împăratul, aveți și Regele de foc. Sunteți persoane foarte puternice. Începeți anul în forță. Începeți anul cu mintea deschisă, clară și Sufletul deschis pentru iubire, pentru a primi tot ce vi se cuvine. Aici este o muzică divină. Veți munci mult în acest ritm de muzică divină, și veți ieși din orice impas ați fi trăit. Aici este un spânzurat care a stat strâmb, a gândit drept și se îndreaptă către o bucurie. Poate fi și către o căsătorie, către o credință nouă, către o setare de intenții noi, bune, benefice pentru propria voastră viață. Berbecul aici a suferit. A avut lucruri de încheiat în anul care a trecut, vorbe spuse grele, lucruri, situații care au fost diferite de credințele voastre și pe care acum decideți să le lăsați în urmă pentru că voi vreți să fiți drepți în propria voastră viață. Aici este corectitudine, este putere pe care o folosiți. Este structură, este Cartea 4, împăratul. Aduce disciplină, aduce frumusețe, aduce ordine și liniște în sufletul vostru. Multă abundență. Voi vă îndreptați aici către o familie fericită, vă îndreptați către un cămin cald și primitor. Cu multă credință, victorie pe toate planurile plecați de la acest plan material și deschideți o comoară. Găsiți o comoară. Vine o persoană către voi. Mergeți voi într-o călătorie. Aici se deblochează orice plan al existenței voastre de la începutul anului. Aveți noroc, aveți uh, și munciți în acest sens, faceți ca lucrurile să se întâmple. Împăratul nu a ajuns împărat peste noapte. El a fost rege în toate regatele până le-a unit și a ajuns împărat pentru că a fost disciplinat, pentru că a sperat și a crezut în propria persoană. Voi aici vă îndreptați către un succes frumos în propria voastră familie. Vindecați aici sufletul și vă îndreptați către o persoană bună, către o viață îndestulată. Frumos pentru berbec, începutul de an aduce deblocarea planului material și a planului sentimental. Ați ieșit de două ori în propria voastră citire. Trebuie să pleci mai departe. Din orice ai fi trăit aici, sfatul este să te miști, să pleci din energiile joase și să te îndrepți către această corectitudine pe care tu o consideri, corectitudine pe care tu o vrei și să te îndrepti, să stai drept în fața credințelor tale. Aici vei primi o invitație de la o persoană, fii gata să primești această invitație de la o persoană care poate fi în zodie de apă, cum am spus, rac, sau poate fi o persoană iubitoare, empatică, bună pentru tine, pentru sufletul tău. Aici, berbecul găsește, întâlnește o persoană care să fie pentru suflet, alături de care să întemeieze o familie frumoasă, stabilă, statornică. Condiția este să ieși din aceste energii, lasă-le în anul trecut și îndreaptă-te către această frumusețe, pentru că vei primi, ești gata să primești o invitație, de la o persoană bună pentru tine. Aici se deschid căile pentru a accesa o relație, o abundență, un cămin fericit. Mișcă-te, ieși din zona ta de confort, ți se cere. Vreau să văd un sfat pentru berbec, săptămâna 1-7 ianuarie. Berbecul primește o invitație surpriză. Poate visezi această persoană, Poate cineva de acolo de sus care te iubește îți trimite această persoană un cadou venit de nicăieri, o invitație surpriză, o întâlnire predestinată care acum se croiește în fața berbecului. Fi deschis, ți se spune, să ai mintea deschisă, să ai sufletul deschis, să. E aminte la visele tale, ce visezi? Lasă în urmă dacă nu îți trebuie și învață. Vei primi un semn, vei primi ceva care să te îndrume corect către această persoană pe care să o chemi în viața ta, pentru că toate căile sunt deschise să Vină acea persoană pe care tu-ți-o dorești, și vine cu foarte multă abundență. Sfatul este să fii atent la visele tale, pentru că acolo sus cineva te iubește și îți trimite un cadou. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură, vă doresc un 2024 de vis, iar aici aveți îngerul, îngerul noilor începuturi. Fiți deschiși intrați pe ușa noului, dragilor. O zi minunată vă doresc, vă pup, pa, pa.